Să te cheme Caragiu, să fii nepotul marelui Toma, să lucrezi în teatru și să vrei să-ți dezvolți propria personalitate și universul tău distinct, este o mare provocare. Scenograful Ștefan Caragiu a reușit să-și onoreze numele, dar și să-l personalizeze. Un interviu absolut savuros despre teatru, familie și tot ce este între ele, imediat la brandul chinez. După, să zicem, 20 de ani de activitate scenografică, pot să spun că cea mai mare scenografie a mea sunt cei 3 copii. Un nume mare poate fi o povară, mai ales când lucrezi în lumea teatrului, iar numele povară este unul... Eu mă emoționez când vorbesc despre omul ăsta, pentru că e în top la mine numărul 1. Am tot... Să reluăm. Vorbim astăzi cu... și am mare onoare să vorbim cu nepotul lui Toma Caragiu. Stimate domn, vă mulțumesc foarte, foarte tare că ați acceptat prezența în emisiune. Eu serios vorbesc că sunt emoționat. Deci eu nu am o integrală a unui actor, că n-am, nu sunt așa, eu mai de la peluză. Dar pe Toma Caragiu l-am tot și din când în când mă uit. Hai să vă întreb altfel. Cât e de greu să vorbiți cu cineva și să vorbiți să spună, oleu, unchiul tău. Trebuie să recunosc că a fost mai greu la început. A fost mai greu la început pentru că, fiind tânăr, normal, când ai așa o povară, cum ai spus, e greu să legi lucrurile, să încerci să te afirmi, să normal. E mai complicat. Dar cu timpul așa, a început și lumea să facă referire la el, așa, adică... Nu din primul moment și-au dat seama că e același Caragiu, deci numele. Erau puțin în dubii, așa, nesiguri. Știi? După ce au aflat, normal că era ca o relaxare, așa, gata, s-a relaxat. Ca și când deja plecam de pe o treaptă, să ziceam, am mai câștigat o treaptă și plecam de aici încolo, de aici mai sus. N-a fost ușor. Chiar la început, să zic așa, la terminarea liceului sau și în timpul liceului, aveam niște gânduri să dau la actorie, tot așa. Și domnul Caramitru și domnul Mădescu, Dumnezeu să-l ierte, marele scenograf, mi-au zis, bă, băiete, eu spun sincer, ștacheta e așa de sus, încât așa de greu îți va fi să o ajungi și eu, părerea mea, că nu o să o ajungi. Și atunci ar fi mai bine să te orientezi spre altă zonă. Uite, am vorbit cu domnul Mădescu, el a zis că ești bun pe scenografie, că mi-a fost profesor în liceu, la Tonița, și el mi-a zis, băi, spun eu sigur, nu fă actorie, meserie grea, nu... Ai deja pe cineva în familie, nu e bine. Și mi-a dat și exemple pe urmă și am întâlnit și eu exemple, din ce în ce mai dese, cum ar fi și cu Florin Piersic, cu Florinel Piersic, cu... și cu Bănică, și cu, adică toți au încercat și cei care au reușit au făcut ceva diferit puțin față de părinții lor, față de tații lor. Și atunci, cum e Bănică, spre exemplu? Sigur, îi place teatru, a făcut actorie, dar el s-a remarcat mai mult prin muzică. Iar la Florinel Piersic, și țiu minte că am lucrat cu el prin anii 90, până la sfârșitul anilor 90, un spectacol, și vedeam că își caută el drumul lui, să fie puțin alături de drumul tatălui, care a fost și el și este fabulos. Deci ce să zic, greu drum așa. Este un film, dar nu știu, că m-am uitat un pic la el și m-am plictisit, că nu era, nu știu ce valoare, dar era, jucau tot frații și rudele marilor actori hollywoodieni. Și stăteau și discutau la o bere de unii de alții, ați făcut și voi așa cu Florinel, cu Ștefan, la o bere să discutăm, bă, cât de greu, hai să facem ceva. Nu, n-am făcut. Eu am lucrat și lucrez în continuare cu Bănică mult, cu Ștefan, și ne vedem des și normal că mai vorbim. El are mitul, are un mare respect pentru tatălui și eu la fel pentru unchiul meu. Și atunci s-a legat așa o prietenie de până anii 2000, până la începutul anilor 2000, când am făcut primul concert ăsta de Crăciun. Și de atunci lucrăm împreună. Eu și noi, de fapt, toți ne uităm cu extraordinar de multă dragoste. Nu știu dacă e mai vorba de respect în cazul lui Toma Caragiu, pentru noi e dragoste, pur și simplu. Dar noi ne uităm la brand, ne uităm la ce a făcut pe sticlă. Atât. Dar cum era el ca om? Pentru că există tot felul de povești, ba că era dificil, era exigent, ba că era minunat.
Cum era așa? Ca unchi. Aducea bomboane, bată pe zahăr, de alea. Ca unchiul îl vedeam duminica. Pentru că venea fiecare duminică aproape, când nu avea filmări, evident, venea la părinți. Și noi stăteam cu, deci bunica mea și cu bunicul, noi stăteam împreună cu ei. Și atunci, el trecând să-și vadă părinții pe care îi iubea la nebunie, ne vedea și pe noi, normal. Și el, neavând copii, era o bucurie și mai mare pentru el, că se juca și cu mine și cu fratele meu și cu verișoara mea. Deci eram, să zicem, trei copii în jurul lui. Îi făcea mare plăcere să vină, se relaxa. Cred că erau singurele momente când se relaxa așa. Și depăneau amintiri, vorbeau în grecește, în română, în toate limbile balcanice. Și aveam sentimentul că își reîncărca puțin bateriile, mai ales de la mama lui, de la bunica, de la Athena, care era o persoană extraordinară. Deci o persoană care a fost casnică toată viața, dar care era de o inteligență nativă și nu mai nativă, avea o cultură generală. Nu, stai acasă și citești. Ce puteai să faci? Și atunci citea, acumula, toți treceau pe la ea și depăneau amintiri, informații, avea multe rude prin vest. Normal, la români plecați în vest, în America, în Anglia, în Franța, nu știu ce, și care mai veneau și din când în când, foarte rar, dar treceau pe la ea și atunci ea afla din toată lumea și magazina informația asta pe care o transmitea nouă. Adică era un fel de televizor. Pe vremea aia te uita la televizor și atunci vorbeai cu bunica și era extraordinar. Era mai bine decât acum, sincer să fiu. Iar Toma... era exigent, mai ales când vorbim de meseria lui. Deci o făcea 100%, deci cu dedicație 100%. Nu existau jumătăți de măsură sau să se ducă vreodată nepregătit la teatru. Dar să revenim la șopârlele noastre. Spre deosebire de trecut, ele sunt ceva mai mici, deci mai ușor de transportat. Mai ales dacă sunt prevăzute cu mențiunea confidențial personal. Ele se înmulțesc prin scris, recomandate sau par avion, oral, prin discuții de la om la șef sau prin cântat. Vezarea calomniei din opera Bărbierul din Sevilla sau mai multe arii din opereta, lăsați-mă să-l cânt. Sorcova, vesela, veselă s-o crezma ta, fiindcă unii nu se lasă și-ți bagă șopârla în casă. Tare ca piatra, iute ca săgeata, sună telefonul. Răspunde nevastă mea și o voce îi șoptește la telefon. Fii atentă, cucoană, că l-am văzut pe gușterul dumitale, adică pe mine, în rând cu o vertebrată blondă la filmul Splendoare în iarbă. Soția mea nu s-a lăsat deloc influențată, dar mi-a dat un telefon la teatru și mi-a spus: vino repede acasă, frumosule, că te satur eu de noapte igoane și mă sorcovește de o săptămână. Mă rog să trecem și peste asta. La capitolul Prietenul la șopârle se cunoaște, aș vrea să citez o întâmplare din tinerețe. Trebuia să joc rolul principal din piesa Singurătatea alergătorului de cursă lungă. M-a sprijinit un prieten din tinerețe, m-a susținut în fața Consiliului Artistic pe care l-a felicitat pentru această inițiativă, dar a ridicat o foarte mică obiecție. De ce tocmai eu în rolul alergătorului de cursă lungă, care am platfus de mic copil? De ce am ascuns asta colectivului platfus? În ce scop tonaș? Sigur că n-am mai jucat eu, am dus tava la teatru vreo 2-3 ani și pe tavă era șopârla prietenului meu. Hai da, dârla, dârla, Toma cu șopârla, sapă, frate, sapă, sapă, sapă și bagă la apă. Hai da, dârla, dârla, Toma cu șopârla. Respectul se naște din profesionalism și din talent, sigur. Talentul plutește ca ulei, așa. Dar profesionalismul se naște prin muncă. Ești alături de ceilalți tot timpul, se adaugă treaptă cu treaptă așa, nu e dintr-o dată. Dintr-o dată e talentul. Vine, iei
frișca, cum se spune, de deasupra. Dar numai cu talent, asta e vorba lui mama mereu, numai cu talent nu faci nimic. Te pierzi foarte rapid. Deci talentul trebuie să se bazeze pe, și pe muncă, și pe acumulare de cunoștințe, de experiență. Și așa se, așa se naște, să zicem, cu personalitate. Ați avut? Eu am 3 copii și la un moment dat aia mijlocie. Și eu îmi cer scuze. Deci suntem felicitări. Felicitări. Și eu vă felicit. Deci pentru altceva discutăm, dar pentru asta, pentru asta e pe primul rând, în topul preferințelor este punctul numărul 1. Și la un dat aia mijlocie mă vede la televizor. Vine acasă, zice: tati, tu ești vedetă? Moment în care eu trebuie să explic, nu, am tot 2 mâini, tot eu săla, că apare acolo aia așa, un accident al sorții. Ați avut vreun moment în care v-ați dat seama așa, bă, unchi vedetă, frate? Pe vremea copilăriei mele, asta cu vedeta era mai, mai puțin expus, așa să zicem. Știu din poveștile lui și din... și din spusele bunicilor, că mereu auzeam la telefon, el suna, nu pot să ajung că e aglomerat, nu mă lasă lumea. El nu mergea cu autobuzul pentru că l-a costat lumea în autobuz și nu, chiar nu putea să se cobora la capătul autobuzului, deci după 30 de stații, drept care circula numai cu taxiul. Sigur că îl costa, dar asta era. Deci era, avea vreo 3 taximetriști, pe unul dintre ei chiar l-am întâlnit întâmplător, pentru că a auzit numele Caragiu la comandă și a zis: mă duc eu. Și eram în vârstă și mi-a zis: eu am fost taximetristul domnului Caragiu. Deci eu o luam de acasă, duceam la teatru, duceam la filmări. Și mi-a depănat amintiri, m-a ținut în taxi vreo jumătate de oră, am și uitat să ajung unde trebuia. Deci nu, și nu mergea nici pe jos, tocmai din aceeași. Deci, vedeta pe vremea aceea, în anii 70, era dată de iubirea poporului român, ca să zic așa. Îl opreau pe stradă, oriunde, ca să le dea un autograf, mai mult să vorbească cu ei, că moda cu autografele s-a născut mai târziu. Costică, te caut Amanta. Amanta? Mm-hmm. Pii. Care e? Amanta? Iubite, domnule director general, da, scumpe, domnule director general, da, de la bancă, de la un nebunit ăsta, nu știu de la cual, știi ce, vine criza. Aveți o amintire, nu știu, o carte cu dedicație de recolorat, cum se dădea? Eu am dat un autograf unui nepot, când m-a rugat să-i scriu ceva, văzuse fata aia, băiatul, ceva desene, că trebuie scris pe carte ceva, și am zis: să crești mare și frumos ca tatăl tău. Așa, aveți ceva așa la care țineți? Nu ne-a lăsat. Nu, ce păcat. Că eu, personal, nu... Bine, nu se făceau fotografii, nu prea avea pe ce să-ți dea și să-i dai nepotului tău, parcă nu, dai cuiva din afară, dar nepotul vezi săptămânal, mă ținea pe genunchi, zicea: ăsta e băiatul meu, o pisa pe mama la cameră, dă-mi mie pe ăsta că tu mai ai unul, eu n-am, hai să facem așa un aranjament și am eu grijă și așa. Normal că mama a zis că nu se poate așa ceva. Dar ne-a tratat pe amândoi, și pe mine și pe fratele meu, ca pe băieții lui. Ați avut vreo discuție de ce o să faci când o să fii mare cu el? Nu. Pentru că aud în ultima vreme, cum am vorbit cu mulți actori și mulți din zona asta a filmului, că ei cumva recomandă tinerii generații: bă, nu vă prea apucați de asta, că e o meserie grea, că așa, trebuie să ai pasiune, trebuie să... Sau ați vrut să fiți doctor avut, și... Sau... N-am avut... Doctor nu, n-am avut astea cu doctor. Nu, am studiat mult, mi-a plăcut istoria. Am fost pe la niște olimpiade, vreau să mă fac arheolog, ceva de genul ăsta. Pe urmă, când mi s-a explicat că dacă vrei să faci istorie, te duci direct spre socialism științific pe vremea aia obligatoriu, am zis: bine, am pus capăt acestei dorințe
Și m-am orientat, evident, părinții mei fiind amândoi sculptori, am zis, fac și eu meserie artistică. Plăcea că tata nu se ducea la servici de dimineață, chestia asta. Mama se ducea săraca, trebuie să recunosc, dar de la 9. Era profesor universitar la sculptură, 37 de ani. A fost acolo și ea se ducea de la 9. Tata, în schimb, sculptor liber profesionist, scula mai târziu, muncea, venea seara târziu, că era liber. A fost un om liber și de la el cred că am învățat asta. Și nu pot să zic că m-am orientat spre o meserie mai liberală, cât mai liberală, dar într-adevăr scenografia este o meserie de genul ăsta. Să faci program în funcție de repetiții, nu trebuie să duci la toate repetițiile, ești mai liber. Te duci la cumpărături, adică are și partea, o mare parte frumoasă meserie. Dar hai să înțelegem că ori fi mulți ca mine care merg la teatru, nu știu, dar nu, ori nu ne interesează ce înseamnă, ce face un scenograf, care e scopul și durata vizitei lui într-o piesă de teatru. Ce înseamnă un scenograf? Ce face el? E mult de vorbit despre... Dar, pe scurt, așa, un scenograf creează decoruri și costume. Pentru filme, pentru teatru, evenimente, emisiuni de televiziune. Deci pleacă, să zicem, de la un text de teatru sau un scenariu de film și își imaginează alături de regizor, deși el e primul care își imaginează spațiul în care se va desfășura acțiunea respectivă. Poate să plece de la zero spațiul respectiv. Poate să fie un spațiu, un platou pe care îl creezi cu tot ce îi trebuie, plecând de la stilul de arhitectură, spațialitate, spațiu de joc, etc. E mult de spus, sunt multe lucruri. Și după crearea spațiului, normal trebuie să te gândești și la niște costume, să se lege, să facă o legătură cu spațiul respectiv. Mama mea mereu zicea, trebuie să recunosc că este cea mai frumoasă meserie de artă plastică, ea așa o considera, pentru că te și creezi singur la început, pe urmă lucrezi în echipă. Toate celelalte meserii, sculptor, pictor, ești tu cu tine, în atelier, stai, pictezi, nu te deranjează nimeni, scoți o muzică, dar scenografia pleacă de la acest lucru și se duce spre o nebunie întreagă cu echipe, poate să ridice și la zeci de oameni echipe, spre exemplu la montajele pentru concert, setup-ul pentru un concert, unde sunt și 30-40 de oameni care tot se uită la tine și zic, noi ce facem acum? Deci ești un fel de șef de echipă în momentul respectiv. Treci prin toate fazele. Ești scenograf, ești arhitect, ești șef de echipă. Te mai duci să le mai ieși de mâncare din când în când, ca să fie lumea mulțumită. Cam asta ar fi pe scurt, așa să zic. Să mergem pe comparația pictor cu scenograf. Păi pictorul pictează el acolo și spune tablou și la revedere. Scenograful, ați pățit? Vă întreb direct. Deci ați pățit, ați imaginat acolo ceva, o scenografie foarte frumoasă și v-ați dus la regizor și le zice, schimbă. Sigur. Cum treci peste asta? Că eu m-aș enerva îngrozitor. Prietene, eu, asta e meseria mea, lasă-mă că știu. În primul rând, la români. Așa e românul. Așa e românul. Nu te duci niciodată cu o idee. Adică trebuie să ai una de rezervă. Și te gândești, o dai deoparte, după care mai creezi una. Îți trec gânduri prin cap și atunci poți să faci două, trei chiar idei pe aceeași temă. Și atunci când regizorul, să zicem, nu se adaptează ideii respective, adică nu înțelege, poate să nu înțeleagă, poate să fie peste așteptările lui sau sub așteptările lui sau să nu fie pe aceeași undă cu el. Și atunci mi s-a întâmplat de multe ori cu regizori cunoscuți care au zis, prima dată au zis da și după o zi au zis, bă, nu cred că pot să imaginez niște relații în spațiul respectiv. Și am zis, nu e nimic, mai am unul. Și imediat scoți, treci la partea a doua și da. Și de cele mai multe ori, da, parcă e mai gata, am înțeles-o pe asta. Și atunci trebuie să te adaptezi, asta e, trebuie să fii maleabil, să nu fii încăpățânat. Sigur că odată stabilită ideea respectivă și dacă e și frumoasă și îți place și place și regizorului, tu trebuie să mergi mai departe cu ea, adică să o continui, să o îmbogățești, să îi aduci lucruri în plus ca să iasă un produs bun. Apropo de produs, mă gândesc că vi se spune la început un buget, adică nu... Ia fă tu acolo și faci o nouă casă poporului acolo, scenografie. Cum e partea asta financiară? Asta e destul de interesant. Pentru că vedem și scene minimaliste, cu o masă, două scaune.
Ce scenografie e aia? Dacă îi se întreb așa de la peluză. Da. Sau niște nebunii întregi cu perdele care cad, vin. De câte ori pleci de la un buget, nu-ți iese. Deci trebuie să nu știi bugetul, să faci o creație, după care vezi bugetul, pui față în față și zici merge sau nu merge. Și încerci să adaptezi bugetul la ce ai tu. Adică mai elimini câte ceva, mai schimbi niște lucruri. Păi să te încadrezi în buget. Esențiale. Da. Deci dacă pleci de la un buget, nu. E ca și când ai tăia creația cu totul. Deci nu. E ca și când ai zice, uite, o să fac fereastra asta de 10 metri și până zici, aoleu, dar am doar 10 milioane, nu o mai fac. Și atunci s-a dus. S-a dus ideea, se pierde. Deci întotdeauna dăm deoparte bugetul, nu vrem să auzim de el și îl aflăm pe parcurs. Dar totuși, când trăim într-o lume materialistă, da? Așa este. Care e cel mai mare buget pe care l-ați avut și cel mai mic buget? Și care au fost provocările din punctul ăsta de vedere? Provocările referitoare la bugetele mici sunt că, într-adevăr, am văzut și la studenți că iau bugete mici, așa începem toți, provocările sunt de ordin artistic, adică și artistic și inventiv în același timp. Adică cu bani puțin trebuie să inventezi cât mai multe lucruri și să fie și cât mai frumoase. Deci nu e o regulă că dacă ai un buget mic îți iese un decor prost. Nu, nu e regulă asta. Poți să ai o idee genială, să faci cu un buget mic să fie extraordinar. Bugetele mari și decorurile mari în general și costume impresionează publicul. Deci dacă te duci la operă și ai un decor minimalist, s-ar putea să te fluiere lumea. Deci 70% o să iei fluierături. Pentru că se duce lumea să vadă ceva maestos. Deci cred că cel mai mare buget l-am avut la operă. Eu sunt scenograful în emisiunea asta și nu știu dacă e corect ce zic, dar zic publicitate. Imediat la brandul Luchinezu. După, să zicem, 20 de ani de activitate scenografică, pot să spun că cea mai mare scenografie a mea sunt cei trei copii.